Ne-am întors, dragii noștri, încă o dată bună dimineața. Pe mail am primit mai multe poze cu Cucu și cu Stănică. De la oameni de bine. Să iar, vi le arătăm. Iar ne-au prima surprins. Poză, doamnelor și domnilor, este Cucu copii în brațe, da? Pentru că la Cucu îi plac pisile. Următoarea poză care putem să observăm este Cucu în cumpăna, pentru că Cucu să facă cumpăna. A fost descumpănit o perioadă. Este cu Cucu la băute. El bea direct de la robinet. Știi când sughiți? De multe ori trebuie să bei invers cu capul așa. Următoarea poză este Cucu la masă. Următoarea poză este Cucu mic. Da, cu Dragoș, n-ai? Păi eu eram mă la care dădea să mă. Stănică a fost surprins pe un câmp. Ce floare e aia? Asta e prima baia lui Stănică. Aia cu tine-s mai faine. Prima baie, adică prima încăpere, știi? Prima cameră. Prima poza lui Cucu Color. Asta e chiar faină, mulțumesc. Și prima poza lui Stănică Color. Asta e prima cina lui Stănică, când a mâncat prima dată, când a ajuns în Ardeal. Vedeți? Și trebuie să pui deoparte, vezi? Uite cum are la. Și asta e Stănică și Cucu la prima lor întâlnire. Oh, ce drăguț! Dumnezeule mare! Prima întâlnire între ei sau cu câte cineva? Cu da. Câte cineva, da. Astea sunt pozele pe care le-am primit și dacă vreți să ne mai trimiteți, tare vă rugăm să o faceți pe facebook.com/răsăriți de pe fix. Acolo paranteză dreaptă, cratimă. În această dimineață, Steluță. Dori este pregătită să ne prezinte datele astrale. Tu fustecită, ce tot ție ăsta? Bună dimineața, Dori! Bună dimineața, Ioana! Berbec, astăzi, 26 noiembrie, este o zi în care s-au născut mulți sportivi români de talie mondială. De exemplu, Ivan Pațaichin, Francis Vaștag, Ela Constantinescu. Vă dați seama că partea de berbec din ei le-a insuflat ambiția de a lupta și de a câștiga, ba chiar pe aceea de a continua dacă n-au câștigat întotdeauna. Taur. Dacă nu învățați să respirați și să aveți un ritm constant al respirației și la propriu și la figurat, vor tăbărâ peste dumneavoastră problemele. În primul rând, cele medicale, căci tot ce ține de orele vă este sensibil și apoi cele de adaptare și de echilibru personal. Gemeni. Dacă vă manifestați doar energia mentală, astăzi riscați să vă dezechilibrați serios și să trebuiască să reparați din urmă. Nu trebuie să vă neglijați corpul și emanațiile lui energetice, căci el vă poartă și vă suportă tot nonconformismul dumneavoastră. Rac. Sunteți tare neliniștit azi și soluția este foarte simplă, zic eu, nu dumneavoastră, căci în momentul în care vă spun, faceți mai mult decât obișnuiți de doi pași înapoi. Dăruiți iubire, urmați-vă inima, nu vă temeți. N-aveți cum să primiți dacă nu ieșiți din carapace și să dați întâi. Leu. Relațiile cu persoanele iubite pot fi azi tulburate de dorința de libertate și individualism. Treceți foarte ușor de la pasiunea față de partener la indiferență, de la dorința și la incapacitatea de a-l vedea prea aproape. Pentru unii e clar că nu-și doresc angajamente de durată, însă ce fac cei care sunt deja prinși în așa ceva? Fecioara. S-ar putea să fiți mult mai normal decât credeți și să vă apuce râsul când radiografia sau ecografia vă va confirma acest lucru. Da, aveți exact aceleași organe și în același număr ca și noi, restul, nimic în plus, nimic în minus. Și atunci, de unde atâta energie fizică și mentală? Balanța. Ca și în bancul despre dumneavoastră cu poate sunt nehotărât sau poate nu, nu știți la ce latura personalității să renunțați azi și la care să apelați în rezolvarea unor probleme stringente. La cea practică sau la cea imaginativă? Vă spun eu, va fi imposibil să vă hotărâți, așa că mai bine încercați sinteza celor două. Scorpion. Trăsăturile negative ale cărții cu numărul 8 din tarot, căci a 8-a zodie sunteți, cartea intitulată Forța sau Curajul, sunt vanitatea și folosirea greșită a puterii. Vă rugăm să nu le dați curs astăzi, căci nu peste mult timp va trebui să vă găsiți scuze și să vă reparați imaginea în ochii celorlalți. Săgetător, un singur nume vă dau ca să vedeți cât sunteți de deosebiți, Eugen Ionesco. Se și numește ziua de azi cea a manierei distinctive, dar cred că ar fi mai corect intitulată a manierei inimitabile. Nu cunoașteți tipare, standarde sau limite și bine faceți. Capricorn,
Saturn este conducătorul din astral al zilei de azi, așa că vă seamănă spiritul zilei, responsabil, prudent, dar și limitat și fatalist. Ca să nu mai spun că atitudinea exterioară este rece sau indiferentă. Noroc că suntem în zodia săgetător și ne mai încălzește puțin Jupiter. Vărsător, dacă până în acest moment al anului și al vieții dumneavoastră nu ați acumulat suficientă experiență ca să puteți face schimbările necesare pentru a fi mulțumiți, veți oscila din nou între acțiunile în esență logice, pragmatice și cele excentrice. Să nu vă irosiți o parte a potențialului dumneavoastră, zic. Și ultima zodie, pești, culmea ironiei, dumneavoastră care nu aveți picioare, trebuie să aveți azi grijă de ele, căci sunteți predispuși la accidentări ale regiunii lombare și ale picioarelor. Chiar și în apă, să știți, nu doar pe uscat. Așa este energetica zilei de astăzi. Ce să facem? Hai, Mariana, strânge. Bun. Mulțumim, Dori, de horoscop cu Dori. O să ne întâlnim și ceva mai târziu, mai târziu în emisiune. Facem power yoga în această dimineață cu Alexandra Cumpănășoiu. Ce nume predestinat de la Cumpănă este? Stă bine, Cumpănă! Salut, salut! L-ai văzut și pe Cucu în Cumpănă mai devreme? Încă nu, dar urmează, o să-l punem imediat în Cumpănă. Uite ce? S-au pus în Cumpănă. Power în Cumpănă, să dorm, să nu dorm, oare ce te fac? Deja levitați, să înțeleg. Da, deja nu, dar am venit acum, n-ai văzut, acum am coborât cu coborul pe Cucu! Nu levităm, că evităm. Aladin, Aladin! Nu sunt Aladin. Nu. Bun, power yoga, despre ce este vorba? Să spunem și câteva cuvinte. Este o abordare a clasicilor poziții de yoga, mai atletică. Ne întărește foarte bine încheieturile, musculatura și elasticitatea, care crește foarte mult în timp. Foarte important este să mai spunem, așa, că-mi place. Foarte important este să mai spunem că reglează metabolismul, da? Glanda tiroidă, care ne ajută să ne menținem greutatea mult mai ușor. Să nu recurgem la regimuri respective de genul keto. De exemplu, cred că yoga te ajută să întinzi timpul. Să întinzi timpul? Da. Uite cum îl întind eu. Păi hai să vedem despre ce este vorba. Ne descălțăm. Și cum să ne luăm noi în casă? Obligatoriu la yoga. De ce avem musafiri? Așa că da. Eu sunt musafir la voi aici. Atunci te rog, dezbracă-te. Foarte important, fiecare mișcare în yoga să fie făcută pe respirație conștientă, da? Inspirăm, expirăm, conștient. Ne ridicăm în picioare. Sfărăim conștient. Hai, tati, sus, stăm tălpile. Suntem în poziția muntelui. Spatele drept, ca un munte. Hai de cucu, așa, voios, puternic. Spatele drept, umeri ușor lăsați. Asta mai lipsă. Inspirăm, expirăm. Inspirăm, ridicăm brațele, expirăm, împingem brațele. Inspirăm, aducem palmele la piept, expirăm, împingem palmele. Și încă o dată. Lăsăm palmele unite, degetul arătător întins. Și întindem brațele deasupra capului, tragem de trunchi și ne ridicăm pe vârfuri, tragem de tot corpul și un pic de stretching de dimineață și coborâm ușor genunchii, spatele drept și împingem ușor înapoi și încă o dată inspirăm și îndoim genunchii. Vârfurile sunt întinse, spatele drept, împingem înapoi și ultima oară, inspirăm, coborâm, expirăm și ușor rulăm tălpile înapoi pe saltea. Inspirăm și mergem în partea dreaptă, întindem bine, coatele întinse, cucu. Spatele întinse. Revenim în centru și schimbăm partea.
simțind cum se întinde trunchiul. Da. Revenim. Inspirăm, dăm drumul la brațe, expirăm și împingem brațele. Inspirăm, expirăm și ne aplecăm. Inspirăm la jumătate, expirăm, punem palmele pe saltea, sărim ușor în spate și suntem în poziția plank. Încercăm să distribuim greutatea corpului pe toată palma în mod egal. Ne încălzim puțin corpul natural. Inspirăm, expirăm și coborâm. Suntem în poziția chaturanga. Inspirăm în upward dog. Rulăm tălpile și expirăm în downward dog și rămânem aici. Întindem spatele. Inspirăm, îndoim genunchii, sărim ușor în față, întindem, expirăm, rulăm trunchiul. Inspirăm, ne ridicăm, expirăm, împingem palmele. Și încă o dată, inspirăm, expirăm și ne aplecăm. Inspirăm la jumătate, expirăm, îndoim genunchii, sărim în spate, coborâm. Inspirăm, rulăm tălpile, expirăm. Capul de cap. Aducem călcâiul stâng pe saltea, vârf orientat în interior, piciorul drept în față. Inspirăm și ne ridicăm în poziția războinicului 2. Dă-mi la carte! Coborâm cu palma dreaptă în interior, piciorului drept și privim palma stângă. Mi-a trebuit televiziune. Îndoim codul în spate și unim brațele. Tragem de trunchi înspre tavan, ne întindem. Deci începem cu d-astea. Să vedeți cum terminăm. Dăm drum ușor la palme, rotim piciorul din spate, mergem cu palmele în față și venim pe coate. Pe coate. Ai. Femeia asta te pune la pământ, Dragoșe. Revenim, săltăm piciorul din spate și venim în poziția avionului. Cucu, asta îmi place, avion îmi place. Avionul îmi place. Nu. Expirăm, coborâm și schimbăm piciorul. Venim cu călcâiul drept pe saltea, vârf orientat în interior, stângul în față. Inspirăm și ne ridicăm în poziția războinicului 2. Luminii. Coborâm cu palma stângă în interior, piciorului stâng și privim palma dreaptă. Cică să rămână, suntem de la Electrica, războinicul luminii acasă. Expirăm, expirăm, ne concentrăm pe respirație. Aducem palma pe saltea. Răsucim piciorul din spate și mergem pe coate. Fă botezan, lasă ursul ăla dracului. Tu să nu vorbești așa cu tenii meu. Revenim. Săltăm piciorul din spate. Ba, Alexandra, și... ceva... Alina, scuză-mă, ceva poziție de meteo n-ai? Poziție de meteo? Da. Stai să mă gândesc. Când plouă, ceva cu vreme bună? Tot timpul e vreme bună când faci yoga, nu? Da. Săltăm piciorul din spate. Venim în poziția avionului. Avionule. Asta e coborâm. Poziția razie. Știi că nu putem poliție. Să facem o oră, nu? Da, sigur că puteți. Sigur că putem, dar o să venim la cursurile tale. Aștept. Îți mulțumim frumos, uite, colegii mei își iau zborul. Și te aștept la cursuri, da? Abia aștept să vedem mai multe despre ce și este vorba. Power Yoga, da. Am făcut în această dimineață. Acum o să vedem cum se descurcă noua noastră ucenică la meteo. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bună dimineața, somnoroase păsărele!
Astăzi este luni și suntem siguri că o să fie o săptămână productivă, nu? Dar hai să vedem dacă și vremea ține cu noi. Cerul va fi... Vremea. Uite, ia perina cu poza mea să-ți meargă mai ușor. Cerul va fi temporar noros dimineața și noaptea în zonele joase va fi ceață. Izolat, persistă și posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar cele minime se vor situa între minus 7 și 7 grade. Mai coborâte în depresiuni din vestul Transilvaniei, spre minus 8 grade. Presiunea atmosferică va scădea ușor. Ți s-a oprit pantărul? Să vedem temperaturile. Vremea va fi însorită. În Oradea, maxima va fi de 11 grade. În Arad, maxima va fi de 12 grade. Și în Timișoara, minima va fi de 3 grade. La Deva vom avea 12 grade maxima, în Alba Iulia minus 1 grade și în Sibiu 0 grade. În Brașov temperatura va fi de maxima va fi de 6 grade, la Sfântul Gheorghe minima de 0 grade și la Miercurea Ciuc minus 6 grade. La Târgu Mureș vom avea minus 2 grade, la Bistrița 7 grade, puțin mai călduți, la Cluj-Napoca 4 grade, maxima și minima de 1 grade, cu cer cam înorat. Vă mulțumesc, dragii mei, și o zi frumoasă!